ce faci? Cum te simți după acest joc? Cum ești? Plin de adrenalină, o leacă mai bogată, foarte o leacă, foarte un pic, cum spunea cineva. Real am obținut exact pentru ce am venit și anume a fost freaking fun. A fost super, super tare. Toate zilele au fost extraordinare. Colegii sunt real foarte mișto. Sunt niște oameni aleși, nu știu cum i-au ales, dar i-au ales superb. E o comunitate deja, de fapt, și de drept. Nu mai sunt niște oameni care intră și ies dintr-o emisiune. M-am simțit deosebit de bine. N-am avut emoții așa cum am crezut că atunci când vezi pe panou numele tău și zici, mamă, acum. A făcut toți banii. Asta pot să vă spun. Pleci acasă cu 25 de lei, bătu palma în ultima rundă pe 25 de lei. Cumva e iurea că nu sunt supărat, nu? Nu sunt supărat, că e foarte fan, a fost foarte fan. Dar de ce ai... Era frumos 100 de mii, dar n-a fost să fie și chiar nu sunt supărat. Totuși ai schimbat ceva din jocul de astăzi? Absolut nimic. Adică soarta oricum e soartă, ce a fost scris doar că noi nu știam ieri, alaltă ieri și așa mai departe. M-am simțit atât de bine, chiar n-ar schimba nimic, nu. Cum ți s-a părut experiența Bate în Palma? Cum a fost pentru tine? Life changing. Eram sigur că am emoții, eram sigur că o să iasă nasol, adică am avut atâtea presentimente și totuși am mers mai departe și am ajuns în emisiune. Am aplicat, ați auzit cum am aplicat și mi-am făcut niște prieteni foarte mișto. Cumva mi-a dat un restart. Mi-a dat un refresh, așa, la poate o leacă de monotonie care era, poate, cum avem fiecare, momente de sus și de jos. A fost super tare. N-aș da-o pentru nimic.